Mai țineți minte ce îi cereați lui Moș Crăciun când erați mici? Care a fost cel mai râvnit cadou? Eu mi-amintesc exact. Era un aragaz de tablă, mic, urât. Dar la 4 ani, ce Dumnezeu era să visezi o tabletă? Hai să luăm și invers. Dacă ați fi Moș Crăciun pentru o noapte, cu ce v-ați încărca tolba? E, nu vreau să vă gândiți prea mult acum. Iată ce au răspuns niște copii mari, dar care ne sunt dragi și nouă și vouă. Din totdeauna, scrisorile către Moș Crăciun au fost pline de dorințe și de magie, motiv pentru care simpaticul și darnicul bătrân de la Polul Nord nu i-a dezamăgit nici pe cei mici, nici pe cei mari. Și nu puține sunt vedetele de la noi care în copilărie trimiteau scrisori moșului, iar ceea ce îi cereau nu are nicio legătură cu ceea ce își doresc azi. Dulciuri? Știu, pentru că nu aveam voie, făceam balet și nu aveam voie, aveam interzis. Și cred că vacanțe, îmi plăcea mult să merg cu ai mei, îmi plăcea mult să merg la munte, acum îmi place să merg la mare. Mi-a mai adus și 2-3 nuielușe, dar na, ci că meritam. Doamne, eram mică, eram la grădiniță și țin minte că i-am cerut un ursuleț. Și nu l-am primit nici în primul an, nici în al doilea, l-am primit abia în al treilea an. Și a venit într-un final, dar țin minte că zăi seama, îi scriam cu detalii, tot, moșule, vreau să fie așa, cu urechile așa. Da, a fost frumos. Să știi că întotdeauna aduci ce... Nu neapărat ce am cerut. Ce am simțit eu așa, ce mi-am dorit, ce am crezut eu că e bine și normal. A fost momente în viață când, uite, de exemplu, ai mei n-au avut bani de, mă rog, de un Crăciun, iar tatăl nostru, ca să nu mai cumpere braț și așa, deci efectiv a luat un lemn din ăla, un băț, a început să dea găuri cu bormașina, a băgat crenguțe de brad, care le-a luat de la o vecină, de la un brad, și ne-a făcut brad de Crăciun, adică poți să faci mult și din puțin. Dar, na, cumva, uite, că am amintiri frumoase și asta contează cel mai mult. Atât dorințele cât și magia sărbătorilor de iarnă se regăsesc chiar și în sufletul celor mari. E primul an în care îmi doresc să fac bradul de Crăciun și e lucru mare după 3 ani în care n-am făcut bradul de Crăciun. Este dor de ceva anume din perioada copilăriei de sărbători? Acum, în momentul ăsta, aș vrea să fim toți, dar nu suntem. Iar dacă ar fi Moș Crăciun pentru o noapte... Mi-aș dărui mie timp! Dacă ar fi Moș Crăciun, mi-aș dărui mie mult timp să dorm, să fac curat, bine, așa cum îmi place mie, și să merg la masaj. Fiului meu i-aș cumpăra, i-aș dărui, da, un taur mecanic. Pentru că își dorește foarte tare un taur mecanic, dar m-am uitat și este îngrozitor de scump, deci nu pot să-l fac cadou. Aș dărui magie tuturor copiilor. Dar magie palpabilă, adică aș face lucruri pe care chiar și le doresc pentru toți copiii, absolut toți, și cei care au părinți și cei care n-au părinți, și mai mari și mai mici, lor le-aș aduce bucurie și m-aș gândi inclusiv la bătrâni, iar pentru ei, în noaptea de Crăciun, i-aș întoarce înapoi în tinerețe, în cel mai fericit moment al vieții lor. Bunătate. Cred că dacă ar fi bunătate, lumea s-ar schimba. Vedete sau nu, pentru mulți dintre noi, cele mai de preț amintiri sunt cele din copilărie. Bune sau mai puțin bune, la toate ne gândim cu mari emoții. Mi-e dor să mai fiu copil, mi-e dor să merg sub ram, mi-e dor să fie ai mei, să fie mansa plină. Dor de copilărie? Da. Dor de tatăl meu, uite, chiar acum ceva timp, adică acum 2 zile am mers la acasă la ai mei și a fost pomana tatălui meu de 7 ani și... Na, cumva, tot timpul când vin sărbătorile de iarnă, încerc așa să trec peste, dar tatăl meu chiar a murit în perioada asta și cumva mi-e tare greu fără el.